Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, dear friends, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 28. I would ask you all to open the Holy Scriptures to Matthew chapter 28. Citim de la versetul 1 la 10. We'll be reading from verse 1 through verse 10. Am să citesc în limba română și fratele Leonard va citi în limba engleză. Pastor Gog will be reading in Romanian and then I'll follow reading in English. Verse by verse. Verse by verse. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. His countenance was like lightning and his clothing as white as snow. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. But the angel answered and said to the women, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. He is not here, for he is risen, as he said, Come, see the place where the Lord lay. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy and ran to bring his disciples word. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. And Jesus went and as they went to tell his disciples behold Jesus met them saying rejoice so they came and held him by the feet and worshiped him. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți. Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Amen. And Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee. And there they will see me. Amen. Amen. În această dimineață glorioasă. In this beautiful morning. Voi aduce cuvântul Domnului care să ne spună din nou despre învierea lui Iisus. I will be preaching from the word of God that again will tell us of the great resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Scopul nostru este să ne facem înțelegi de fiecare cuget omenesc. Our purpose is to be understood by every conscience, every human conscience. De aceea procedăm în această dimineață într-o manieră diferită. And that's why this morning we'll be proceeding a bit differently. Suntem urmăriți și de frați americani pe internet în dimineața aceasta. This morning even some American brethren are looking on the internet and viewing us. Așa că nădăjduim să fim utili și pentru dânsii. So we'd like to be useful for them also. Iisus Hristos cel înviat din morți. Jesus Christ who is risen from the dead. A fost, este și va fi. Was, is and will be. Omul Dumnezeu. The infinite God-man. Potrivit Geneza 4:1, from Genesis chapter 4 verse 1, când Eva a născut primul ei copil, when Eve bore her first child, gândindu-se la promisiunea din Geneza 3:15, thinking of the promise from Genesis 3:15, că sămânța ei va naște pe biruitorul diavolului, that her seed will give birth to the one who will overcome the adversary, the devil, când a născut deci primul copil, when she gave birth to her first son, a zis, She said,
Am născut pe omul Dumnezeu. I have given birth to the man God. Cornilescu traduce, am născut un om cu ajutorul lui Dumnezeu. The Romanian translator translates, I have given birth to a man with God's help. Sensul ebraic însă al cuvântului Cain. The sense, the Hebrew sense of the word Cain este acesta. Is the following. Omul Dumnezeu. The God man. Eva s-a înșelat în dreptul lui Cain. Eve was deceived by her hopes in Cain. Dar Iisus Hristos este omul Dumnezeu. But Jesus Christ is the infinite God man. De asemenea, el este Dumnezeul om. He is also not just God man, he is man God. Evrei 10:5. Hebrews 10:5. El este cel care este egal cu Tatăl. He is the one that is equal, co-equal with the Father. Potrivit Ioan 10:30. John 10:30. De asemenea, el este egal cu Dumnezeu Duhul Sfânt. He is also equal with God the Holy Spirit. Potrivit Ioan 14:15. John 14:15. Și acest Iisus Hristos. And this Jesus Christ. În adevăr a înviat din morți. Truly has risen from the dead. Care este argumentul? What is the best argument? Argumentele sunt multe. There are many. Biserica este un argument. The Church of Jesus Christ is an argument. Nu există biserică dacă nu este înviere din morți. There is no Christ if there is no resurrection from the dead. There is no church if there is no resurrection from the dead. Învățăturile lui sunt un argument. Jesus' teaching are proof. Eu și cu tine suntem argument. You and I are proofs that Jesus Christ has risen from the dead. Caracterul nostru schimbat. Our character that has been changed. Acesta este marele argument. This is the huge proof and argument. Dar bineînțeles, învierea lui. But as we all know, his resurrection. Și dumnezeirea lui. And his divinity. Este un subiect de controversă. It is a controversial subject amongst the world today. Nu vă miră acest adevăr? Doesn't it surprise you? Că împotriva lui Isus se ridică atâtea opoziții. That against Jesus so many oppositions have arisen. Dar nu împotriva religiilor. But not against other religions. Foarte la mod în aceste zile. It's quite popular nowadays. Este New Age movement. Is the New Age movement. Și învățătura din Orient despre reîncarnare. And the actual teaching of reincarnation from the Orient. Am să vă dau câteva exemple. I'll give you a few examples. Actorul american Glenn Ford. The American actor Glenn Ford. Crede că a mai trăit o viață cândva. Believes that he has lived before sometime. Și el spune că în viața pe care a trăit-o înainte. And he says that in his former life. A fost un martir creștin. He was a Christian martyr. Care a fost mâncat de un leu în arenele romane. And he was eaten by a lion in the Roman arenas. Și acum este din nou om. And now he is again human. He's a man again, reborn. Nu știu ce o să-l mânce acum. We don't know who will eat him now. Cântăreața Loretta Lynn. Loretta Lynn, the singer. Crede că în viața anterioară. Thinks that in her former life. A fost o prințesă. She was a princess. În triburile americano-cherokee. In the American Indian tribe of Cherokee. Și de asemenea în altă viață. And in a former life. A fost amanta. She was the she was the mistress. Unui rege George al Angliei. Of King George of England. Dar nu știe care e Gheorghe. But she doesn't know which George. Idioți. Yeah, idiots. It's a good translator. Actrița Shirley MacLaine. The actress Shirley MacLaine. Crede că în viața anterioară. Thinks that in her former life. A fost decapitată de regele francez. She was decapitated by the French king. Louis al XV-lea. Louis the 15th. De asemenea crede. Likewise, she believes. Că într-o altă viață. That in a former life. A fost o prostituată. She was a harlot. Nu știu ce este acum. We don't know what she is now. Actorul Sylvester Stallone. The actor Sylvester Stallone. El a fost decapitat în viața anterioară. Believes that he was in his former life he was decapitated. Dar nu-și amintește nici de cine, nici când. But he doesn't remember by who or when. Totuși ține minte. But he remembers. Că într-altă viață. That in his former life. A fost o maimuță. He was a monkey. În junglele din
Honduras. In the jungles of Honduras. Din Guatemala. Guatemala, pardon me. Probabil. That's what he believes. Aceasta este credința modernă. This is the modern faith movement. Împotriva acestor idioțenii nu se ridică nimeni. And against such obscurities and false absurdities, no one raises a voice. Împotriva învierii lui Isus. However, against the resurrection of Jesus Christ, sunt atâtea voci. There are so many voices of opposition. Adevărul însă rămâne adevăr. The truth, however, remains the truth. Iisus a înviat din morți. Jesus Christ has risen from the dead. Avem documente istorice. We have historical documents. Documente universale. We have universal documents. Documente biblice. We have biblical documents. Și documente practice. And practical documents. Permiteți-mi să vă dau un document istoric. Allow me to give you a historical document. Care vine din partea cui nu te aștepți. That comes from those who you wouldn't expect it to come from. Iosifus Flavius. Josephus Flavius. Care a trăit între 37 that după lived, Hristos. That lived in AD 37. Până în anul 100. Till roughly 100. A făcut parte dintr-o familie de preoți în Israel. Was part of a priestly family in Jerusalem. Deci era un levit. He was a Levite. Tatăl său a fost preot după rânduiala lui David. His father was a priest from the order of David. Din prima ceată a celor 24 de cete care slujeau la templu. From the first round of those 24 that served in the temple. Deci se trăgea din familia Jehoiarib. He was from the family of Jehoiarib. Când armata romană a împresurat Ierusalimul, when the Roman army surrounded Jerusalem, în anul 68 după Hristos, in the year 68 after Christ, preotul Iosifus Flavius, the priest Josephus Flavius, a profețit, prophesied, că romanii vor cuceri Ierusalimul, that the Romans would actually have victory over Jerusalem. Și cel ce va cuceri Ierusalimul va fi Titus, nu bătrânul Vespasian Flavius. And the king and the victor would be Titus, not Vesipius Flavius. Și așa s-a întâmplat. And that's how it happened. Datorită acestui fapt. And because of that, generalul Titus Flavius Vespasianus. Titus Flavius Vespasianus l-a adoptat pe Iosifus Flavius, adopted Josephus Flavius, the priest, în familia regală, in the royal family in Rome, și a schimbat numele, and changed his name. A luat numele Flavius. He received the name of Flavius. După dinastia cezarelor Flavini. After the dynasty of the Flavian kings. Iosifus Flavius a scris istoria evreilor. Josephus Flavius wrote the history of the Jews. Una din cărțile lui se numește Antichități Iudaice. One of his books is called Jewish Antiquities. În capitolul 18 din Antichități Iudaice. In chapter 18 of the Jewish Antiquities. Versetul 3. Verse 3. Subdivizia 3. The subdivision 3. Iosifus Flavius scrie următorul lucru. Josephus Flavius states the following. Tot în vremea aceasta a lui Pilat. In the time of Pilate. Trăia Iisus. Lived Jesus, un om înțelept, who was a wise man, dacă este corect să-l numim om, if it is permissible to call him man, pentru că el era un făcător de lucruri minunate, because he was a worker of great miracles, un învățător de la care oamenii primeau adevărul cu plăcere, a teacher from whom the people received teaching with pleasure. El a atras la el deopotrivă mulți evrei. He put on his side, at one part, a bunch of Jews. Și mulți oameni dintre neamuri. And many from amongst the Gentiles. El a fost Hristosul. He was the Christ. Iar când Pilat, and however, when Pilate, la sugestia celor mai mari dintre noi, at the suggestion of the greatest amongst us, l-a condamnat la crucificare, condemned him to be crucified, cei ce l-au iubit de la început, those who loved him from the beginning, nu l-au părăsit, did not leave him, căci el li s-a arătat viu din nou a treia zi, for he has shown himself to them alive the third day after his death, așa după cum divinii profeți au profețit, just as the divine prophets of old have prophesied, tribul
creștinilor care s-a născut din el, așa numește el. The tribe of Christians that has brought forth, that has been brought forth from them, se numesc după el. Are called by his name, Hristosul care a înviat din morți. The Christ who is risen from the dead. Un citat extraordinar. This is a historical document from a very respected historical author. Ce înseamnă învierea lui? What does the resurrection of Jesus Christ mean? Ce ți-ar putea spune ție în această dimineață? What could it tell you in this fine morning? Cu ajutorul Domnului, with God's help, voi veni înaintea dumneavoastră, I'd like to come before you this morning, cu un mesaj, with a message, pe care l-am intitulat, that I have entitled, nu este aici, a înviat. He's not here, he is risen. Ne vom uita la trei adevăruri. We'd like to look at three main points. La trei dimensiuni ale învierii. Three dimensions of the resurrection. Și să începem cu prima. And let's start with the first. Învierea lui Iisus Hristos, the resurrection of Jesus Christ, are în primul rând o dimensiune națională și universală. Has a national and universal dimension. Matei 28:1, Matthew chapter 28 verse 1, spune așa. Says as follows. Fiți atenți. La sfârșitul zilei sabatului. Now after the Sabbath, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii. As the first day of the week began to dawn, nimic în Biblie nu este scris întâmplător. Nothing in the Bible is written just because space needs to be filled. Expresia aceasta la sfârșitul zilei sabatului, the expression now after the Sabbath, at the end of the Sabbath, este un argument puternic, is a powerful argument, despre învierea din morți a lui Isus, about the resurrection from the dead of Jesus Christ, și este un argument, este o dimensiune națională a învierii lui, and is a national, and has a national dimension to his resurrection. Ce însemnează aceasta? What does this mean? Trei lucruri. Three things. Primul. First, învierea lui, his resurrection, înseamnă sfârșitul importanței sabatului. Means that the Sabbath importance has come to an end. Ascultați cu atenție. If you could listen carefully. Învierea lui, his resurrection from the dead, înseamnă sfârșitul importanței sabatului. Means that the importance of Sabbath has come to an end. Ce este sabatul? What is the Sabbath? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, the word of God, Geneza 2:1-2. In Genesis 2:1-2. Prima dată când este menționat. When the Sabbath is mentioned for the first time. Sabat înseamnă, the Sabbath means, odihna lui Dumnezeu. The rest of God. În ce sens? In what sense? În sensul mulțumirii sufletești. In the sense of his personal satisfaction, the godly satisfaction. Pentru creația pe care a făcut-o. Because of the creation that he has made. A doua oară, then the second time it's mentioned, când sabatul este menționat, when the Sabbath is mentioned, este la darea legii lui Moise. When the law of Moses is given. În Exod 20:8-11. In Exodus chapter 20 verse 11. Se spune despre sabat, it says of the Sabbath, că este o poruncă divină, that is a divine commandment, și aceasta este veșnică. And this is an eternal divine commandment. Acesta este termenul care încurcă pe cei mai mulți să înțeleagă sabatul. This is the terminology that confuses many people in understanding the Sabbath. Veșnic. Eternal. Dar ce însemnează veșnic în ebraică? What does eternal mean in the Hebrew? Sigur că însemnează etern. Of course it means eternity, eternal. Dar are și alte semnificații. But it also has a different connotation. Și cum n-ar putea avea alte semnificații? And of course it has other connotations. Când în Roman 10:4, when in Romans 10:4, cuvântul Domnului spune despre Isus, the word of God says about Jesus Christ, Isus este sfârșitul legii. That Jesus is the end of the law. Sfârșitul legii? The end of the law. Dacă e sfârșitul legii, if Christ is the end of the law, atunci sabatul nu este etern. Then the Sabbath is not eternal. Atunci eforturile pe care unii le fac astăzi ca să se țină sabatul, then the effort that many today put forth to keep the Sabbath, sunt zadarnice. Are in vain. N-au niciun sens. Do not have a sense. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. For look at what the word of God says. Dacă dar
If, however, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților. Our perfection could come forth through the Levitical priesthood. Căci sub preoția aceasta s-a primit legea. For under this priesthood the law was given. Ce nevoie mai era să se ridice un alt preot? What need would there be for another priest to arise? După rânduiala lui Melchisedec. After the order of Melchisedec. Și nu după rânduiala lui Aron. And not after the Aaronite priesthood. Pentru că odată schimbată preoția, for once the priesthood has been changed, trebuia numai decât, it needed to be, să aibă loc și o schimbare a legii, to be a change also of the law. Evrei 7:11-12. Hebrews 7:11-12. Ce însemnează atunci că sabatul este etern? What does it mean that the Sabbath is in fact eternal? Termenul ebraic pentru etern, the Hebrew word for eternal, este olam. Yes, it is olam. 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 Olam înseamnă etern. Olam means eternal. Dar în același timp, olam însemnează. But at the same time, olam means perioada de timp, a period of time, în care un legământ este în vigoare, in which a covenant is put in force. Olam însemnează. Olam means trecutul tău personal. Your personal past. Psalmul 77:5. Psalm 77 verse 5. Zice, says, mă gândesc la zilele de demult. I think of the days of old. La ani de odinioară. The years of old. Termenul este olam. The term used in Hebrew is olam. Când legea lui Moise a fost dată, when the law of Moses was given, și s-a spus că sabatul este o lege veșnică, and it was said that the Sabbath is an eternal law, traducerea trebuie să fie următoarea. The translation needs to be the following. Sabatul, the Sabbath, va fi o lege continuă, will be a continual law, atâta vreme, as long as, cât legământul pe care îl fac cu voi, as long as the covenant that I make with you, rămâne în vigoare, remains in force. Este o lege continuă. It's a continual, eternal command in that sense. Pe perioada legământului. For that period of time of the covenant. Dar în cuvântul Domnului. But in the word of God. Dumnezeu spune. The Lord says. Am să vă dau o inimă nouă. I will give you a new heart. Am să vă dau o înțelegere nouă. I will give you a new understanding. Am să vă dau un legământ nou. I will give you a new covenant. Din moment ce schimbă legământul. Once the covenant is changed. Sabatul nu mai este valabil. The Sabbath is no longer in force. Nu mai este valabil. No longer in force. Și atunci ce însemnează expresia aceasta la sfârșitul zilei sabatului? And so what does the term mean in Matthew chapter 28 verse 1? Now after the Sabbath. Însemnează următorul lucru. It means the following. Dacă până acum, if up until now, o digna era rânduită într-o zi, if rest was given for one day, de acum încolo, from here forth, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, from the resurrection of Jesus Christ from the dead, comunică tuturora. This is communicated to everyone. Evrei și neamuri. For both the Jews and the Gentiles. Că o digna nu mai este într-o zi, for the rest is no longer on one day of the week, ci într-o persoană. But the rest is now in a person. Și această persoană, and this person, este Iisus Hristos. Is Jesus Christ. El este sabatul. He is the Sabbath. El este o digna. He is the rest. De aceea nu stați încurcați în definiția literară a sabatului. That's why when you look at the definition in Hebrew of eternal, recognize the period of time of eternity. Înțelegeți că sabat, recognize that the Sabbath, este doar pentru o vreme, is for a period of time, și trebuie tradus, and needs to be translated. Respectat sabatul, respected as far as the Sabbath is concerned, pe tot timpul legământului pe care l-am cu voi, for as long as the covenant that God had with Israel. Dar Iisus este sfârșitul acelui legământ. But Jesus Christ is the end of that covenant and the beginning of the new covenant. Legământul în sângele lui. The covenant in his blood. Al doilea lucru pe care îl spune expresia aceasta din 28:1 Matei. The second thing that this expression in Matthew 28 brings forth. Este că
dimensiunea națională a învierii lui Iisus din morți, is that the national dimension of the resurrection of Jesus Christ from the dead, pe lângă schimbarea sabatului, in addition to changing the Sabbath, că se schimbă sabatul, s-a schimbat. The Sabbath has been changed. S-a schimbat de asemenea preoția. The priesthood has also changed. Și preoția iudaică s-a schimbat. And the Hebrew priesthood is changed. Când marele preot și-a rupt mantaua. When the chief priest has torn his clothes. Când el și-a rupt mantaua. When he tore his clothes. El a rămas gol. He remained empty. Dezbrăcat de slavă. Undressed from all the glory. Dezbrăcat de glorie. All the glory that was upon him was gone. Și cel ce i-a luat locul. And he who has taken the high priest's place pentru vecie, for eternity, forever, este Iisus Hristos, is none other than Jesus Christ, cel înviat din morți. Him who was risen from the dead. El este marele preot, he is the great high priest. Iar preoții vechi testamentali, yeah, and the Old Testament priests sunt acum, are now membrii bisericii, the members of the church. Cuvântul Domnului spune, the word of God tells us în 1 Petru 2 cu 9, in 1 Peter chapter 2 verse 9, că voi sunteți o preoție aleasă. You are a royal priesthood. De asemenea, Apocalipsa 1 cu 6. Revelation 1 6 3, 3. Sfârșitul închinării prin templu. The third thing is the termination of the worship in the temple. Când Iisus a murit, when Jesus Christ died, perdeaua sau zidul, the wall and the curtain, care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt, that separated the holy from the holy of holies, s-a rupt în două, was cut in two, spunând prin aceasta, speaking forth the following, că închinarea în templu, that the worship in the temple, ca singura formă de a veni înaintea lui Dumnezeu, as the only way to come before God, nu mai stă în picioare. No longer is valid. De aici încolo poți să vii, from here on out, înaintea lui Dumnezeu, you can come before God, prin perdeaua numită trupul lui Hristos, through the curtain called the body of Christ, Evrei 10, 19 la 20. Hebrews 10, 19, 20. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, why, dear friends, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, the resurrection from the dead of Jesus Christ, are o dimensiune națională, has a national dimension, pentru Israel, for Israel, pentru că se desfințează sabatul, because the Sabbath is gone, se desfințează preoția, the priesthood is changed, se desfințează templu, and the temple is gone. Iar acum, and now, închinarea, the worship, este într-o persoană, nu într-o zi, in a person, not in a day, cum spune Sfântul Apostol Pavel, as the Holy Apostle Paul brings forth and says, toate zilele sunt la fel, all the days are the same, și fiecare zi, and every day, trebuie să fie pentru noi, needs to be for us, o zi de închinare, a day of worship, the day of the Lord, aceasta datorită învierii lui Iisus, and that's because of the resurrection of Jesus Christ. În al doilea rând, secondly, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, the resurrection of Jesus Christ from the dead, are o dimensiune cerească, has a heavenly dimension. Matei 28, 2 la 6. Matthew 28, verse 2 through 6. Cel puțin două lucruri ne sunt arătate aici. Two things at least are shown to us here. Unu, sunt îngerii. First, the angels. Un înger al Domnului s-a coborât din cer. An angel from heaven descended. Și uitați-vă la acest fenomen frumos. And look at this divine and wonderful phenomenon. Când Iisus a coborât din cer printre noi, when Jesus Christ came down from heaven, un înger și îngeri au anunțat lucrul acesta. An angel and angels announced that great coming. Luca 2, 9 la 14. Luke 2, 9 to 12. Nu? Știm nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. We know about the birth of Jesus Christ. Acum, now, când Iisus Hristos iese din pământ printre noi, when Jesus Christ rises from the dead, from the earth, cel ce anunță lucrul acesta, he who announces such a thing, este tot un înger, is likewise an angel, pentru că așa spune în acest pasaj, because that's what this passage says, este dimensiunea cerească, it's the heavenly dimension, apoi este un al doilea aspect al dimensiunii cerești, the second aspect of this heavenly dimension, el a înviat după cuvânt, he has risen according to the word, Matei 28 cu 6, Matthew 28 verse 6, cuvântul Domnului spune, the word of the Lord says, din partea îngerului, from the angel, a înviat, he's risen, după cum vă spusese, as he said,
A spus-o înainte, Iisus. He told you this beforehand. Înseamnă că învierea lui este după cuvânt. It means that his resurrection is according to his word. Este un cuvânt divin. It's a divine word. Este un cuvânt ceresc. It's a heavenly word. Este un cuvânt adevărat. It's a truthful word. Este un cuvânt pe care Iisus l-a spus. It's a word that Jesus Christ has said. În Ioan 10 cu 17 la 18. In John 10, 17, 18. Tatăl mă iubește. The Father loves me. Pentru că am puterea să-mi dau viața. Because I have the power to give my life. Și am puterea să o iau iarăși. And I have the power to take it back. Nimeni nu mi-o ia cu sila. No one takes it by force. O dau eu de la mine. I give it according to my own accord. Și o iau înapoi. And I take it according to my own accord. Glorie Domnului. Glory to God. Acesta este Iisus Hristos. This is Jesus Christ. 1 Corinteni 15. 1 Corinthians chapter 15. Versetele 1 la 4. Verses 1 through 4. Din nou cuvântul este evidențiat. The word again is brought forth. Iisus a născut după cuvânt. Jesus Christ was born by according to the word. A trăit după cuvânt. He lived according to the word. A murit după cuvânt. He died according to as it was written. And he rose from the dead according to the word. And he rose from the dead and ascended to heaven. And he shall come again according to the word. După cuvânt. After the word. Este însă și un al treilea aspect. There is a third aspect. Tot legat din cuvânt. According to the word again. Învierea lui din morți. His resurrection from the dead. Are dimensiune cerească. Has a heavenly dimension. În sensul că. In the sense of. Profeții din vechime au vorbit despre aceasta. The Old Testament prophets have spoken about this. Și în Vechiul Testament, and in the Old Testament, avem două lucruri esențiale. We have two essential words. Un prototip, one prototype, și o profeție. And a prophecy. Hai să ne uităm la prototip. Let's look at the prototype. Samson. Samson. În ciuda vieții lui, in spite of his life, este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Is a prototype of Jesus Christ. Un prototip al puterii lui Iisus. A prototype of the power of Jesus. Și un prototip al învierii lui Iisus. And a prototype of the resurrection of Jesus. Într-o zi Samson este în Gaza. One day Samson is in Gaza. Cetate filisteană. A Philistine town. Care există și astăzi. That exists even today. Locuitorii Gazei au aflat că el este acolo. And the people of Gaza found out that he was there. Au informat imediat pe liderii cetății. They informed the leaders of the town. Împărat, the king, primar, armată, the mayor, the army, everyone. Și șefii cetății. And the chiefs of the town. S-au adunat la oaltă. Gathered together. Și au zis așa. And they said as follows. Samson, vrăjmașul nostru, este în mijlocul nostru. Samson, our enemy, is in our midst. Îl vom pândi toată noaptea. We will spy on him all night. Și mâine dimineață. And tomorrow morning. Când se luminează de ziua, fiți atenți. As soon as the day breaks. O să mergem. We will go. Stăbărâm asupra lui. And we'll gang up on him. Și îl omorâm. And we'll kill him. Cineva vine și a spus la Samson. And someone came and told Samson. Uite ce planuri sunt cu privire la tine. Look at what the plans of the higher folk in the town are. Samson s-a ridicat, spune Biblia, din locul în care era, suntem în Judecător 16. And in Judges 16, the word says that Samson got up. Și s-a furișat pe lângă zidul cetății. And he got by the wall of the town. S-a dus încet, încet, în mijlocul nopții. And in the middle of the night, he went there. Până la poarta cetății. Right at the gates of the town. No, țineți minte, poarta cetății. And remember the gates of the town. Are două lucruri importante. Has two important aspects to it. Este cel mai păzit loc din oraș. It's the place that is the most guarded. Datorită faptului. Because of. Că vrăjmașii puteau să vină și să cucerească. The fact that the enemies can come through the gates of the city and take over. Porțile erau făcute. The gates were made. Nu ca și astăzi. Not like today. Din trunchiuri de copaci. From tree trunks. Ferecate cu bronz și cu fier. That were filled with bronze and iron. Tone, tone. There were tons and tons of pounds there. Al doilea lucru. The second. La poarta cetății. At the gates of the town. Era guvernul. There was the government. Tranzacțiile se făceau la poarta cetății. All the transactions of the government happened at the gates of the town. Samson. Samson. A ajuns la poarta cetății. Got to the gates of the town. Unde este cea mai mare prezență militară? Where is the greatest military presence? Unde este guvernul? Where there's the governmental presence. Și unde sunt cele mai grele porți? And where the gates are the heaviest. S-a plecat în jos. And he bowed and he went down. Mai jos. A little lower. Mai jos. And lower. Mai jos. And lower. Mai jos. And lower. Până când degetele i-au intrat sub poartă. Until his fingers reached underneath the gates.
Și când degetele i-au intrat sub poartă, and when his gates and when his hands got underneath the gates, sub cele două porți, the two gates, s-a rugat. He prayed. Și a zis, Doamne, and he said, God, dă-mi putere. Give me strength. Duhul Domnului s-a coborât peste el. And the Spirit of God descended upon him. A zmucit poarta. And he lifted up the gates. Le-a luat în spate. And he took him in his back. S-a dus cu ele departe pe un deal. And he went with the gates up on a hill. Și acolo le-a aruncat. And there he threw them away. Și a strigat. And he screamed, locuitorii Gazei, oh, people of Gaza, unde este guvernul? Where is your government? Unde vă este armata? Where is your army? Unde vă este puterea? Where is your power? Dacă vreți să plecați de acolo, sunteți liberi. If you want to leave, you're free to leave. V-am luat porțile. I've got your gates. V-am luat guvernul. I've got your government. Ar trebui să vină și aici Samson. Samson should come here in the States too. Într-o zi, in one day, de pe Calvar, on Calvary, de pe Golgotha, from Golgotha, cineva zicea, someone said, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? My God, why have you forsaken me? Imaginați-vă cu mine, imagine along with me, următorul lucru, the following, până la Iisus Hristos, up to Jesus Christ, cel ce avea cheile locuinței morților, he who had the keys of death and Hades, era diavolul, was the devil. De aceea sfinții Vechiului Testament, that's why the saints of the Old Testament, plângeau când mureau, cried when they died, când vedea că moartea se apropie, when they saw that death is coming, plângeau lui Dumnezeu și ziceau, they cried out to God saying, de ce vrei să ne cobori în locuința why morților? Do you want to send us down to Hades? Cine te mai laudă pe tine de who acolo? Who praises you from Hades? Porțile ei sunt porți veșnice. The gates of Hades are eternal. Nimeni nu mai poate ieși de acolo. No one can ever get out of there. Iisus a strigat. Jesus Christ screamed with a loud voice. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. My God, my God. Pentru ce m-ai părăsit? Why have you forsaken me? Îl văd pe diavolul. I see the devil. Văd hordele lui de demoni. I can imagine all his demons. L-ați auzit cum a strigat? Did you see how he screamed out? Ai părăsit? Ah, he's deserted. Și Dumnezeu l-a lăsat. And even God deserted him. S-a crezut că e Dumnezeu. He thought he was the son of God. Nici o problemă. Oh, no problem. Îl luăm noi. We'll take him. Îl închidem. We'll lock him up. Cheile-s la mine. The keys are in my hand. Să vedem dacă Dumnezeul mai scoate de acolo. And we will see if God will liberate him from Hades. Și în clipa următoare, and in the next second, Iisus Hristos, Jesus Christ, care trebuia să coboare în locuința morților, that needed to descend into Hades, into strigat, hell, screamed with a loud voice, Tată, Father, în mâinile tale mi-i credințez Duhul. In your hands I commit my spirit. Hop, el s-a dus în sus. Well, wait a minute, he's gone up. Dar în clipa următoare, but in the next second, ca un fulger, oh, like lightning, a coborât, he descended, tot mai jos. Into Hades. Tot mai jos. Lower. Tot mai jos. Lower. Tot mai jos. And lower. Tot mai jos. And lower. Până când mâinile au intrat sub porțile. Until his hands grabbed the gates of Hades. Și a început să strige. And he began to yell. Porți veșnice. Oh, eternal gates. Ridicați-vă capetele. Rise up, eternal porți gates. Porți veșnice. Oh, eternal gates. Ridicați-vă capetele. Rise up, eternal gates. A început diavolul să tremure. Oh, the devil began to shake. Cine e acesta? Oh, who is this? Cine strigă aici? Who is this who's yelling? Este Domnul cel mare. It is the God mighty and powerful. Și biruitor în luptă. Oh, the one who's victorious in battle. Porți veșnice. Yes, porți, eternal gates. Ridicați-vă capetele. Oh, rise up, eternal să intre împăratul măririi. Oh, that the King of El este Domnul gloriei. May come in. He's the Lord este Iisus Hristos. He's Jesus Christ. Le-a ridicat pe Golgota. Oh, he rose up on Golgotha. Le-a ridicat pe Calvar. Oh, he rose up the gates of Hades on Calvary. Și apoi le-a aruncat. And then he threw them away. Și a strigat omenirii. And he screamed out to humanity. Omenire. Oh, humanity. Tu nu mai trebuie să fii roabă. You no longer need to be slaves. Tu nu trebuie să mai fii închisă. You no longer need to be bound. Tu nu trebuie să mai fii învinsă. You no longer need to be defeated. Porțile eterne le-am aruncat. Oh, eternal gates I've thrown away. Pe diavolul l-am înfrânt. Oh, I have victory over moartea the devil. Moartea am călcat-o în picioare. Oh, the death has been put underfoot. Come to me. Oh, now rise up. Veniți la mine. Come to me. Veniți la mine. Come to me. Pentru că eu sunt Domnul cel viu. For I am the eternal God. Cel biruitor în luptă. The one who is victorious in battle. Cel ce vă dă viață. The one who gives you life. Iisus e viu. Jesus is risen. Hallelujah. 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 Yes. Și apoi în al treilea rând. And then in the third place. Și în ultimul rând. And finally.
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. The resurrection of the dead of Jesus Christ. Are o dimensiune personală. Has a personal dimension. Matei 28. Matthew 28. 8 la 10. 8 to 10. Cuvântul Domnului spune așa. The word of the Lord says as follows. Ele, femeile, the women, au plecat repede de la mormânt. Went quickly from the tomb. Cu frică și cu mare bucurie. With fear and great joy. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. And ran to bring his disciples word. Și iată că le-a întâmpinat Iisus. And Jesus came and met them. Ce vrea să spună cuvântul? What does this word say? Învierea lui Iisus. The resurrection of Jesus Christ. Are o dimensiune personală. Has a personal dimension. Foarte mulți spun. Many say. Eu nu știu cum să cred. I don't know how to believe. Nu știu ce argumente am. I don't know what arguments I can nu have. Nu știu ce dovadă să am. I don't know what proofs I can have. Am să vă dau patru dovezi personale. There are four personal proofs cu care concludem dimineața that we aceasta. Can conclude this morning service with. Prima dovadă. The first personal proof. Dacă vrei să-L vezi pe Iisus Hristos. If you want to see Jesus Christ. Cel înviat din morți. Him who is risen from the dead. Ceea ce te va face să-L vezi. That will help you see him. Este ascultare imediată de Isus. Is a prompt listening to God. Uitați-vă la cuvântul Domnului. Look at the word. Versetul 7. Verse 7 says as follows. Duceți-vă repede. And go quickly. Și spuneți ucenicilor lui. And tell his disciples. Versetul 8. Verse 8. Ele au plecat repede de la mormânt. So they went out quickly. Versetul 9. Verse 9. Și iată că le-a întâmpinat Isus. And then Jesus met them. Ați văzut? Did you see? Dacă vrei să-L vezi pe Iisus, if you want to see Jesus, nu trebuie să crezi duminica viitoare ca Toma. You don't have to believe next Sunday as Thomas did. Tu trebuie să crezi acum. You have to believe today. Tu trebuie să asculți acum. You have to listen today. Pentru că cine îl ascultă astăzi pe Iisus, for he who listens to Jesus Christ today, îl vede pe Iisus. Sees Jesus Christ. Îi vede puterea. Sees his power. Îi vede măreția. Sees his glory. Te întâmpină El personal. He's the one who comes forth and meets you. Ascultarea imediată. The prompt listening te face să-L vezi pe Iisus. Makes you see Jesus Christ. Doi. Secondly, pocăința-L vede pe Iisus. Repentance sees the Lord. Marcu 16 cu 7. Mark 16 verse 7. Matei 26 cu 75. Matthew 27:6. Marcu 14 cu 72. Mark 17:42. Uitați ce spune cuvântul Domnului. 16:40. Look at what the Lord says. Petru. Peter. A păcătuit. Sinned. S-a lepădat de Domn. He deserted Christ. Și când a realizat, and when he realized, ce a făcut, what he'd done, Matei este cel care ne prezintă bine lucrul acesta. Matthew's the one that presents it so nicely. Matei 26 cu 75, dacă puteți pune in Matthew pe ecran. 26:75. Matei 26 cu 75. Matthew 26:75. El adaugă o dimensiune aparte de ceea ce Marcu spune. Matthew provides an additional dimension as opposed to Mark. Marcu 14 cu 72. From Mark 14:72. So, în Matei 26 cu 75. In Matthew 26:75. Cuvântul Domnului spune. The word of the Lord says as follows. Când Petru și-a dat seama, when Peter remembered, că și-a vândut învățătorul, that he had actually betrayed Christ, s-a dus la o parte, he went aside, și-a plâns cu amar. And he cried, he wept bitterly. A plâns cu amar. He wept bitterly. Asta înseamnă pocăință. This means repentance. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. And Peter remembered the words that Jesus Christ had told him. Înainte ca să cânte cocoșul, that before the rooster crows, te vei lepăda de mine de trei ori. You will deny me three times. Și a ieșit afară și a plâns so cu amar. So he went out and wept bitterly. Acum. Now. Când Iisus Hristos a arătat femeilor, when Jesus Christ shown himself to the women, celor care au ascultat imediat, those who listened immediately to his word, ascultați ce spune Iisus. Look at what the word of the Lord says. În Marcu 16 cu 7, partea a doua. In Mark 16:7, the second part. Puteți pune versetul Marcu? If you can put the verse up 16 cu 7. Mark 16:7. Priviți la acest verset. Este extraordinar. Look at this word. It's absolutely fantastic. Este extraordinar. It's fantastic. O să te facă să sar de bucurie. It'll make you rejoice. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și ce spune mai departe? But go and tell his disciples and what does it say thereafter? Și? And? Citiți tare. Who for who? Lui? Petru, to pentru Peter. Că Petru s-a pocăit. Because Peter's the one that has repented. Pocăința-L vede pe Iisus. Repentance sees Jesus Christ. Când cei doi ucenici when the two disciples mergeau la Emaus, that went to Emaus, și s-au întâlnit acolo cu Iisus, and they met Jesus Christ, s-au întors înapoi, they came back,
Și când s-au întors, and when they came back, cu care cuvinte au fost întâmpinați? What words were the words that they were met with? Luca 24 cu 34. Luke 24, 34. Cuvântul Domnului spune. The word of the Lord says. Că cei ce ucenicii care l-au întâmpinat, the disciples that met them, au zis, said, a înviat Domnul. Jesus Christ is risen. Și s-a arătat lui Petru. And he showed himself to Peter. Uite. You see? Pocăința îl vede pe Iisus. Repentance sees Jesus Christ. Spuneți și lui Petru. Tell Peter also. Dimensiune individuală, personală. The individual dimension, the personal dimension. Apoi. Then. Dragostea curată îl vede pe Iisus. True love sees Christ. Ioan capitolul 20. John 20. Cine l-a văzut pe Iisus? Who saw Jesus Christ? Maria Magdalena. Mary Magdalene. N-a plecat de la mormânt. She didn't leave the tomb. O dragoste care insistă. A love that insists. Îl vede pe Iisus. Sees Jesus Christ. Și apoi este ultima dimensiune. And the last of the personal dimensions. O vedere bună. A clear vision. O vedere curată. A holy, clean vision. Îl vede pe Iisus. Sees Jesus Christ. Vă aduc aminte din nou. I'd like to remind you. Acest pasaj din Ioan capitolul 20. The passage from John chapter 20. Dacă vă uitați pe ecran, lăsați pe ecran. If you'll take a look here on the board. Maria Magdalena. Maria Magdalene. Ioan și Petru. John and Peter. Au venit la mormânt din nou. They came to the tomb again. Și uitați ce spune versetul 5. And look at what verse 5 says. Ioan. John. S-a uitat la mormânt. Looked in the tomb. Și și-a văzut de business. And minded his own business. Termenul grecesc pentru s-a uitat, the Greek term for he looked, este blepo. Is blepo. Înseamnă a te uita. It means to look, ca să te uiți. To see, to look. Numai să te vezi, să to te simply uiți. Look. Să vezi. To look and see. E ca și când ți arunci o privire peste biserică. It's like when you look at some people, dar nu-ți dai seama nici cât sunt aici. And you have no idea who is here or how many are here. Nici cât sunt tineri, nici cât sunt bătrâni. Not how many are young, how many are old. It's just a brief look. Nici cum au fost îmbrăcați. Not how they were dressed. Și la urmă, dacă te întreabă cineva, and at the end when someone asks you, cine a fost la biserică? Who came to church today? Nu știu, ce au fost mulți. I really don't know, a lot of people. Așa nu-l vezi pe Iisus. You don't see Jesus that way. Doi. Secondly, în versetul 6 din Ioan 20. In verse 6 of chapter 20, Petru a ajuns și el la mormânt. Peter also came to the tomb. Dar el a intrat în mormânt. But he entered into the tomb. Spune și s-a uitat. And he looked. Termenul grecesc folosit acolo, the Greek word is, este theoreo. Is theoreo. Ce însemnează aceasta? And what does this mean? Înseamnă a vedea. It means that he saw, dând atenție amănuntului, giving attention to detail. Petru a intrat în mormânt. Peter got into the tomb. S-a uitat la fâșiile care au fost puse pe Iisus. He looked at the linen that was put on Jesus Christ. Arătau ca o gogoașă. And they looked like a shell. Pentru că Iisus dispăruse de acolo. Because Jesus Christ was no longer there. Din pricina mirului și a uleiurilor care au fost puse pe el. Because of the oil and myrrh that was and the incense that was there and put on the linen. Fâșiile arătau ca o gogoașă în care a stat cineva. They looked like a shell in which someone was placed. They had a form. Și șervețelul care i-a fost pe față. And the towel that was on his head. El a observat că e împăturat foarte frumos. He saw that it was folded neatly. Și era pus intenționat deoparte. And intentionally put to the side. Teoreo. Teoreo. Petru a zis, Peter said, a înviat Domnul. He is risen from the dead. Gogoșa asta goală. The shell is there and it's empty. Nu putea să-l fure nimeni. No one could have stolen him. Nu putea să-l scoată din ea. No one could have gotten him out of there. Și apoi dacă era vreun hoț. And if there was a thief. Amănuntul ăsta să împăture prosopul așa frumos. To fold the towel so nice and neatly. Și să-l pună în ordine. And put it off to the side. Un hoț se grăbește. A thief hurries up. Nu, înseamnă că este pus cu intenție. It means it's intentionally put there to the side. Teoreo. Folded neatly. Teoreo. Teoreo. A privi la amănunt.
to look at fine details. Și apoi cuvântul ne spune, and then the word of the Lord says, că a intrat și Ioan în mormânt. That John came into the tomb again. Acum s-a uitat și el. And now he looks differently. Și un nou termen grecesc este and a new Greek term is used. Este idon. It's idon. Spune, Ioan s-a uitat. And it says, and John looked peste detalii. Over the details, behind the details. Este ca și când s-a întrebat, it's like he asked himself, dar cine a făcut detaliile acestea? But who created these details? Trebuie să fie Domnul. It's gotta be the Lord. Și de aceea despre el spune, and that's why about him it is said, a intrat, he entered in, a văzut, he saw, și a crezut, and he believed. Când te uiți cu atenție, when you look with fine detail, atunci crezi. And then you believe. Când te uiți în Biblie cu atenție, when you look in the scriptures with detail and attention, atunci crezi. You believe. Am să vă dau un exemplu. I'd like to give an example. Eram în București. I was in Bucharest. Într-una din vizitele misionare pe care in one of the missionary journeys that I take. Și predicam în biserica din strada Sebastian. And I was preaching in Bucharest at the church in Sebastian. Unde a fost frate Trandafir pastor. Where the former rector of the institute was there, Brother Trandafir. Sigur, asta s-a întâmplat vreo 4-5 ani în urmă. This happened about 4 or 5 years ago. Au venit mai mulți frați ca să dea mâna cu mine la sfârșitul serviciului divin. More members from the church came to greet me after the service. Și în particular unul din ei, and one of those guests in particular, i-a venit rândul să dea mâna cu mine. He came to meet me. Și când m-am dus să dau mâna cu el, and when I came to shake his hand, a zis, nu vă supărați pe mine. He says, don't be upset with me. Încă nu dau mâna cu dumneavoastră, că eu vreau să dau ultimul. I don't want to shake your hand yet because I'd like to be the last. S-au plecat, ceilalți a rămas dânsul. Everyone left and this brother had remained. Un bărbat la 45-50 de ani. A man that was about 40 or 45 years old. Și îmi zice așa. And he said as follows. Frate Gog, Brother Gog, mă bucur să vă cunosc personal. I'm glad to meet you personally. Vă știu numai de pe internet. I know you from watching on the internet. M-am pocăit la internet. I gave my life to Jesus Christ by watching and hearing his word on the internet. Eu sunt capitan de poliție. I'm one of the chief of the police here. Și mă ocup de secția criminalistică. And I and my responsibility is in the criminal section. Într-una din seri, in one of the evenings, vreo 2 ani în urmă, spunea dânsul, 2 years ago, 4 tineri au fost aduși la secția de poliție. 4 youth were brought to the chief of police. Eu eram de serviciu. I was on guard. Și m-am dus să-i interoghez. And I came to interrogate them. Mi s-a părut mie că ei arată diferit așa. And it appeared to me that they were a bit different. Și am întrebat, ce fel de oameni sunteți voi, mă? And I asked them, what type of people are you? Și auzi ce au spus ei. And listen to what they said. Noi suntem oameni pocăiți. Said, we're Christians. Erau copii de fraților. They were children of the brethren. 4 derbedei. 4 vagabonds. Din poporul Domnului. From the children of God. Așa cum zice Daniel. As Daniel says. Și a întrebat și a zis, măi. And I asked them, says the officer. Cine e popa vostru, mă, preotul vostru? Who's your pastor? Who's your priest? Și zice, auzi ce-mi spun. And listen to what they said. Lazar Gog. They said, Lazar Gog. Toți că-ți fac rea lezea lui Gog. Those that do batter of Gogs. Și zice, când a zis Lazar Gog? And I remembered when they said Lazar Gog to the officer. Ceva a făcut click în mintea mea. Something clicked in my mind. Și a zis, domnule, numele ăsta îl știu. And says, well, you know, I've heard this name before. În cercurile noastre de poliție. In our police circles there in Bucharest. Sunt oameni pe care îi cercetăm și urmărim. There are people that we follow and look up. Mai ales oameni care au influență asupra altora. Those that have influence amongst others. Și mi-am dat seama, Lazar Gog, ăsta e unul din aia care îi urmări de alții. And I recognize the name Lazar Gog because he's followed by others, by the police. Și am întrebat, unde locuiește Lazar Gog ăsta? And I asked him, well, where does this Lazar Gog live? Și în America. He says, in America. Pe cum e pastorul vostru dacă el e în America? Well, how is he your pastor if he's in America and you're here in Bucharest? Păi noi ne uităm pe internet. And this is, well, we look on the internet. I-am pus la izolator acolo. He says, I put him off to the side in isolation. Și m-am dus în birou. And I went into the office. Și am deschis internetul. And I turned on the internet. I logged on. Am accesat pe Google. I went on Google. Și am zis, dăm Lazar Gog.
and typed in Lazargog. Și a apărut numele dumneavoastră. And your name came on the screen. Era imediat după Paște. It was right after Easter. Și am zis, hai să vedem ce a predicat asta de Paște. And he said, let's see what his Easter sermon was about. Și am ascultat. And I listened. Și când ați vorbit despre cum s-au uitat Petru și Ioan în mormânt, and when you spoke about how Peter and John looked in the tomb, mi-am zis, I said to myself, ăsta nu-i preot niciodată. This guy isn't a priest or a pastor. Ăsta e detectiv. This guy's a detective. Păi fii atent, domnule. Look at how he analyzes. La ce detalii se uită ăsta în Biblie, domnule? Look at the details that he looks at in the Bible. Păi numai așa poți vedea ce trebuie. Only if you look at the details can you see what you need to see to believe. Și noaptea aceea am ascultat 5 mesaje. And in that night I listened to 5 messages. Domnul m-a prins. And God grabbed a hold of me. În următoarele nopți, and in the following evenings, câte 3, 4, 5 și 7 mesaje am ascultat. 3, 5, 6, even 7 messages I listened to. Și pentru că am dat atenție, and because I gave attention to detail, și am văzut că într-adevăr cuvântul Domnului e frumos în detalii, and I saw that the word of God is so beautiful in its fine print and its details, a făcut apel la mintea mea de criminalist. The word of God made an appeal to my criminalist mind. M-am pocăit. And I repented. Acolo în fața internetului. In front of the internet, I gave my life to Jesus. Și acum sunt membru în biserica aceasta. And now I'm a member in the Sebastian Church in Bucharest. Laud pe Domnul aici. And I praise God at this church. Ia, mai duc câte unul la pușcărie. I still have my job and I take care of my job very well. Dar m-am întâlnit cu Domnul. But I met the Lord. E frumos. The word of God is beautiful. Să dai atenție la cuvântul Domnului. It's wonderful to give attention and give heed to the word of God. Crezi că degeaba a zis Iisus Hristos? Do you think that Christ said just ad hoc? Cercetați scripturile. Look into the scripture. Nu vă uitați numai așa să fii de uitat. Don't just look to view. Teoreo. Look teoreo. Analizați. Analyze. Idon. Idon, treceți dincolo de analiză. Look behind the analysis. Și vedeți că cel ce a pus tot în scriptură. And see that he who is the author of holy scripture. Este Iisus Hristos. Is Jesus Christ. Cuvântul lui Dumnezeu. The word of God. Iisus cel înviat din morți. Jesus Christ who is risen from the dead. El este viu. He is alive. Iisus e viu. Jesus is alive. Frați și surori, doamnelor și domnilor. Brothers and sisters. Hristos a înviat. Jesus Christ is risen.